Ce facem cu Belgia, băieți? Hai că știi cum e. Da, da. Să răspund eu ca Edi, politicianist. Da. Hai, nu... lasă-l întâi să vedem ce, cum răspunde politicianul Stoichiță. Da. Dacă el e cel mai politicianist. Sigur, salut Mihai, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației la telefon. Mihai, salut! Îmi pare rău, vă salut, Orică, pare rău că am putea să ne vedem, dar nu e semnal aici. Asta e, v-au tăiat semnalul, au început belgienii, mai înțeles, să ne facă primele probleme, deja ne-au tăiat semnalul. Da, să ridică, ți-a pus Adi o poză, e mai frumos în poză. Deci dacă vezi ce poză ți-a pus Adi Barna, Doamne, complete, te zici, mă auzi, cred că aveai 22 de ani. Da, avea vreo 45, așa. Da, te-ai scos. Mulțumesc frumos. Da. Mihai, da. Prost rezultat cu Ucraina. Scot băieții, nu eu, scot băieții rezultat. Cum? Rezultate, da. Și de acum încolo. Nu, Mihai, n-ai, nu, stai. Ucraina a bătut până la urmă Slovenia, un rezultat prost pentru noi, pentru calcule. Cum ți se pare? Am înțeles altceva, da, nu... Oria, nu se poate să te califici fără să joci și fără să câștigi. Știu, dar nu e prost rezultatul, încredere. Mihai? Nu e prost rezultatul pentru noi? Da, mă interesează mai puțin ce au făcut ei. Mă interesează ca ai noștri să facă punctul sau punctele care să ne ducă în continuare. Da, Mihai, dacă Slovacia bătea, mai înțeles, noi astăzi eram calificați. Da, dacă nu s-a întâmplat asta, trebuie să ne calificăm. Sunt convins că ne calificăm. Care-i problema? Nu v-a fost ciudă când ați văzut că au întors ucrainienii? Normal că am fi preferat să câștige Slovacia, da. Dar nu s-a putut. O să facem noi. O să batem noi. Da. Am înțeles, deci nu e nimeni supărat, adică de genul, bă, ce păcat, băi, că-i... Nu, niciun caz. În niciun caz. Nu poți să gândești așa. Noi încercăm să jucăm, să câștigăm. E momentul lor, trebuie să-l speculeze. Nu trebuie să spună alții că ne-am calificat, știu eu, din cauza unui rezultat terț. Frumos e să spună, uite, vă s-au calificat, că așa cum a zis după Ucraina, că știu să joace fotbal, asta e important. Mhm. Deci tu nu vrei, nu tu, mă rog, echipa, toți ștaful de acolo, toți de acolo, nu așteptam neapărat cadouri din partea Slovaciei, nu? Absolut. Mi-a fi părut bine, normal, că dacă am fi avut meciuri de antrenament în continuare, păi îți dai seama că știu că e foarte relaxat, dar așa, concentrați, motivați în continuare, să facem treaba. Da, știi că și tu ești conștient că există posibilitatea mâine seară toate patru echipele să avem 3 puncte. Există și posibilitatea asta. Doamne ferește. Da. Doamne ferește. Da. Nu? Mă rog, fotbalul e fotbal. Acum suntem pe primul loc doar cu un singur meci jucat în grupă. Două echipe au două meciuri și sunt sub noi. Da. Și hai să vă mai spun eu ceva. Asta, că eu... Ia spune, salut! Salut, terminați ideea, Mihai, te rog, terminați după aia. Da, nu, asta spun. Suntem echipa ale pe primul loc, un singur meci jucat. Moralul trebuie să fie bun, pentru că trebuie să te gândești că dacă e doar un meci, tu mai ai două de jucat în care trebuie un punct. Un punct. Corect. Un punctuleț.